Haideți să deschidem Scriptura și vă rog să deschideți la Osea, capitolul 3. Let's open up our Bibles to Hosea, chapter 3. Este Valentine's Day. It's Valentine's Day. Și este această sărbătoare a îndrăgostiților. And it's the celebration of those in love. Și am să vorbesc despre o mare iubire. And I want to speak to you about a great love. Predica mea se intitulează Povestea unei mari iubiri. My sermon is entitled The Story of a Great Love. Și o să vedeți despre ce iubire este vorba. And you will see what kind of love we're speaking of. Osea capitolul 3 de la 1 la 5. Hosea chapter 3 verses 1 through 5. Domnul mi-a zis: du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndeaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Și i-am zis: rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciun alt, al niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui în vremurile de pe urmă. Amin. Then the Lord said to me, go again, show love to a woman who is loved by another man and is an adulteress, just as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love their raisin cakes. So I bought her for 15 shekels of silver and 5 bushels of barley. I said to her, you must live with me many days. Don't be promiscuous or belong to any man, and I will act the same toward you. For the Israelites must live many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, and without ephod or household idols. Afterward, the people of Israel will return and seek the Lord their God and David their king. They will come with awe to the Lord and to his goodness in the last days. Amen. Acest profet Osea, începe seria profețiilor minori, nu pentru că sunt ei mici, ci pentru că profețiile lor sunt mai scurte. Acest profet Osea, contemporan cu Isaia, contemporan cu Amos, în regatul de nord, scrie special pentru Israel în perioada înainte de plecarea evreilor în robia babiloniană. This prophet Hosea begins the series of minor prophets, not because they're minor, but because their prophecies are shorter. He's a man who's a contemporary of Isaiah and Amos and is prophesying in the northern kingdom of Israel before their captivity. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic. The Lord said to me, go again and show love to a woman who was loved by another man. Tot ce se întâmplă aici și tot ce este în pasajul acesta, oricât de tulburător și de radical, de neașteptat, vă rog să rețineți, este poruncit de Dumnezeu. Everything that happens in this passage, no matter how shocking it may be, I want you to understand that it is commanded by God. Deci ce face profetul Osea, face absolut la cuvântul lui Dumnezeu. So what Hosea does is everything according to the word of God. Ia această femeie, se căsătorește cu ea, are copii cu ea, dar ea, femeia aceasta, Gomer era numele ei, este mereu și mereu infidelă, pleacă de la el. So Hosea takes this woman, he buys her, he marries her, he has children with her, but she is an adulteress and she's promiscuous over and over again. Și aici este în prima parte a versetului 1 ceea ce Dumnezeu îi spune lui Osea: du-te din nou, du-te iarăși.
Iau-o din nou de pe stradă. And this is what happens in this first verse of chapter 3. God is speaking to Hosea and he tells him, go again, pick her up again from off of the streets. Este foarte greu să iubești pe cineva care te-a rănit. It's very hard to love somebody who hurt you. Cineva care te-a înșelat. Somebody who betrayed you. Cineva care ți-a întors spatele. Somebody who turned their back on you. Cineva care ți-a călcat în picioare cele mai nobile și mai sfinte sentimente. Somebody who stepped all of your most noble and righteous sentiments. Și Dumnezeu îi spune lui Hosea, du-te din nou și ia-o. And the Lord says to Hosea, go again and take her. C.S. Lewis în cartea lui Cele patru iubiri, C.S. Lewis in his book The Four Loves, spune că nu este dragoste fără suferință, fără a fi rănit. He says that love, he says that love doesn't exist without pain, without being hurt by this love. The singurul mod de a nu fi rănit înseamnă a nu iubi. And the only way to not be hurt is to not love. Or noi suntem făcuți pentru dragoste și nu putem trăi fără dragoste. But we are made for love and we can't live without love. O lume coruptă de păcat. A world that is corrupted by sin. O natură coruptă de păcat. A nature that's corrupted by sin. Și este imposibil să găsești această iubire perfectă. And it's impossible to find this perfect love. Ori el, ori ea, ori amândoi, ori unul altuia își fac aceste răni din iubire. Either I or her or one to another, they hurt each other through this love. Nu pentru că atât de mult se iubesc. Not because they love each other so much. Ci pentru că dragostea pe care și-au promis-o este o dragoste pe care o calcă în picioare. But because the love that they promised to each other is a love that they step on. Cum am putea atunci să trăim o viață cu suferință minimă și totuși să trăim iubind pe cei din jurul nostru? How can we live a life with minimal suffering and yet still love the people around us? Unii aleg calea compromisului. Some choose the life of compromise. Adică pretind că nu s-a întâmplat nimic. In other words, they pretend like nothing happened. Pretind că nu-i afectează ceea ce face celălalt. They pretend like they're not affected by what the other does. Își pun o mască. They put a mask on. Îi vezi duminica la biserică unul lângă altul. You see them at church on Sunday, sitting next to each other. Poate că el sau ea chiar ține mâna așa cumva și când te uiți zici, such a nice couple, așa un cuplu frumos. Maybe one or the other has their arms around the other and you say, wow, what a nice looking couple. Și aleg această cale a compromisului, o cale în care pretind că nu se întâmplă nimic. And they choose this way of compromise where they pretend like nothing's happening. Cu toate acestea, iubirea lor suferă și iubirea lor este călcată în picioare și ei își fac răni unul altuia. Still, their love is compromised and they hurt each other. A doua opțiune, unii aleg calea renunțării. The second option is that some choose the way of renouncing. Adică m-ai rănit, m-ai înșelat, am terminat cu tine. In other words, they say, you hurt me, you betrayed me, I'm done with you. Nu mai vreau să am nimic de a face cu tine, nu mai vreau nici să-ți văd figura, nu mai m-ai rănit de moarte, it's over. In other words, you've hurt me, you've betrayed me, I want to have nothing more to do with you, it's over. Această inimă foarte zdrobită se umple de mânie, se umple de amărăciune și nu mai poate să se miște mai departe. This heart that is crushed is filled with hurt, it's filled with bitterness and it can't move forward. A treia grupă aleg calea răzbunării. The third group chooses the way of revenge. Nu mă despart de tine. I'm not going to divorce you. Nu ne despărțim. We're not going to separate. Dar am să te fac să plătești. But I'm going to make you pay. Am să-ți aduc aminte toată viața ta ce mi-ai făcut. I'm going to remind you your whole life what you did to me. Să nu uiți niciodată ce mi-ai făcut. So you can't ever forget what you did to me. Te-am iertat și te iert, dar nu te uit. I forgave you and I forgive you, but I won't forget. Te primesc înapoi. Dar îți fac un payment plan. I'm going to accept you back, but I'm going to give you a payment plan. And I'll make you pay. Te fac să plătești. Cum ridici capul, cum începi să zici ceva, cum începi să uiți ce mi-ai făcut, am să fiu acolo zi și noapte să-ți aduc aminte. The second you start to lift up your head, the second it seems like you're forgetting what you did to me, I'm going to be there to remind you what you did day and night.
Însă în tabloul biblic din această dimineață. But the picture that we have from the Bible this morning. Dumnezeu ne arată a patra opțiune. God shows us the fourth option. Pentru că Dumnezeu este marele îndrăgostit. Because God is the great one who is in love. The supreme lover. The supreme lover. El ne arată și de fapt îl pune pe Osea să facă ceva ca și cum ar vrea să descrie în fața evreilor ce se întâmplă în inima lui. And he makes Hosea do something that will attempt to show to the Israelites what is happening in God's heart. Aseară, familia tânără care a pregătit întâlnirea și s-au pregătit foarte frumos și a fost o seară foarte frumoasă, familia Boitor, Ciprian și Naomi, au vrut să comunice cu noi un mesaj foarte interesant. Last night, the family that prepared the family night, Ciprian and Naomi Boitor, they wanted to give us a very special message. Au vrut să ne facă să înțelegem ceva ce se întâmplă în viața lor, dar în așa fel încât să pună înaintea noastră o oglindă ca să înțelegem ce se întâmplă în viața noastră. They wanted to make us understand something that's happening in their family, but in a way where they put up a mirror so that we could understand that this is something that happens in our families. Și au avut o mică scenetă. And they had a small skit. Și în această scenetă, sigur că și-au schimbat numele. And in the skit, of course, they changed their names. Pe soț îl chema Grigore. The husband's name was Grigore. Și pe soție o chema Susana. And the wife's name was Susana. Adică ardelenește Susana. Or in Transylvanian, Susana. Așa ceva face Dumnezeu aici. This is what God is doing in this passage. Zice Dumnezeu, Osea, tu mă reprezinți pe mine. He says, Hosea, you represent me. Și Gomer, soția asta pe care o iei tu, reprezintă pe Israel. And Gomer, this wife that you have, represents Israel. Și ce trăiți voi și ce o să practicați voi în fața națiunii? And what you live and what you will practice in the front of the whole nation? Va fi ca o oglindă pe care vreau să o pun în fața evreilor. Will be like a mirror that I want to put before the Israelites. Și vreau ca evreii să înțeleagă cum este inima mea și cum este inima lor. And I want the Israelites to understand what their heart is like and what my heart is like. Sunt trei lucruri la care ne vom uita. There are three things that we can look at. În partea a doua a versetului 1 găsim primul concept. In the second part of verse 1 we find the first concept. Iată ce spune textul. Domnul mi-a zis, citeți de fapt tot versetul 1. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Then the Lord said to me, go again, show love to a woman who is loved by another man and is an adulteress, just as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love raisin cakes. În versetul 1, Dumnezeu face evaluarea completă a situației. In verse 1, God evaluates the situation. Adevărata dragoste, true love, adevăratul îndrăgostit, the true lover, adevăratul soț, the true husband, adevărata soție, the true wife, se uită la situație și fac o evaluare corectă și reală. They look at the situation and they make an evaluation that is correct and real. Aici Israel este soția lui Dumnezeu. Here Israel is the wife of God. Israel s-a întors spre idoli. Israel turned to idols. Israel și-a schimbat Dumnezeul. Israel changed their God. L-a trădat pe Dumnezeu. They betrayed God. A îmbrățișat idole, a îmbrățișat Dumnezei străini. They embraced idols and foreign gods. L-a schimbat pe Dumnezeu pe niște lucruri triviale, niște lucruri de nimic, niște lucruri pământești, temporare, trecătoare. They exchanged their God for trivial things, for earthly things, for temporary things. A mers până acolo încât a refuzat să se mai încreadă în Dumnezeu și s-a încrezut în Asiria. They went to the point where they refused to trust in God and they trusted in Assyria. Osea începe să predice undeva pe la anul 770 înainte de Hristos.
Hosea begins preaching somewhere around 770 before Christ. Predică până când aproximativ 45-50 de ani. He preaches for about 40-50 years. Și ce predică el aici și ce trăiește el aici se întâmplă cu Israel. And what he preaches here and what he lives in this passage is happening. Israel aleargă la Asiria pentru ajutor. Israel runs to Assyria for help. Și tocmai Asiria se întoarce și îi ia prizonier. Tocmai Asiria se întoarce împotriva lor. And yet it's Assyria that turns against them and destroys them and takes them captive. Întrebarea nu este dacă idolul la care te închini tu se va întoarce împotriva ta. Întrebarea reală, corectă, este când. The question isn't whether the idol that you worship will turn against you. The question is when will that idol turn against you. Este numai o chestiune de timp. It's only a question of time. Acel idol care ți l-ai făcut și la care te închini. That idol that you've made for yourself and that you worship. La care te-ai întors, s-a întors spatele de la Dumnezeu și te-ai întors spre idolul acela. Orice este idolul acela. That you turn towards as you turn your back on God, whatever that idol may be. Poate este jobul tău, poate sunt banii tăi, poate este frumusețea ta, poate este lumea asta destrăbălată, poate este, știu, orice altceva, un addiction, pornografia sau drogul sau orice alt lucru la care te închini, lucrul ăla te va distruge. Este numai o chestiune de timp până te va distruge. Maybe it's your job, maybe it's your money, maybe it's your beauty, maybe it's whatever else this world has to offer, but that thing, that idol that you worship will destroy you. It's only a question of time. Și Domnul face o evaluare foarte corectă a situației și spune Gomer, nevasta lui Osea, a ajuns atât de grav încât a ajuns sclavă, a ajuns roabă acestui stil de viață. And God makes an evaluation of the situation and he says it's so bad with Gomer, his wife, that she's become a slave to the situation. Observați, vă rog, cu atenție ce spune textul, că acest ibovnic al ei, acest iubit al ei, o iubește. Please pay attention to the text because we see in here that this man that she is an adulteress with loves her. Ia o zice, du-te acolo în sectorul ăla unde sunt prostituatele și mai ales unde sunt ălea care sunt ultima clasă și sunt în robie, sunt roabe. He says, Hosea, go to that sector where there's prostitution, where all the prostitutes hang out, where the lowest of the low hang out. Un copil al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu, nici măcar nu vorbește despre lucrurile astea, dar minte să meargă acolo și să-și caute nevasta acolo. A child of God and a prophet of God doesn't even speak about these kind of places, let alone to go there and to seek a wife there. Și Gomer este iubită de acest ibovnic, dar este ținută roabă de acest ibovnic pentru că în loc să facă bani pe prostituția ei și pe stilul ei de viață, ea este deja sclavă și este... S-a pus pe ea un preț de nimic. And this man both loves her but enslaves her because now instead of making money off of her prostitution and her lifestyle, she is a slave and she's given a price of nothing. Foarte interesant spune textul că ea era iubită de ibovnicul ei și totuși ibovnicul o ținea roabă. It's interesting that the text says this man loved her but at the same time kept her captive. Foarte trist găsești câteodată în jurul tău familii sau relații abuzive din care oamenii refuză să iasă. It's sad to see that around us there are families and relationships where there's abuse going on but people refuse to come out of them. Zice, știu că e relație abuzivă. They say, I know that this relationship's abusive. Știu că asta mă distruge în timp, în mod sigur, constant, mă distruge. I know that this will destroy me in time. It's a sure thing. Și cu toate acestea nu iese din acea relație, nu poate să iasă din acea relație. But they still can't exit that relationship. Nu este doar păcatul în care trăim, ci este și păcatul sau efectul păcatului altora asupra noastră. It's not only the sin that we live in, but it's also the effect of others' sin on us. Adevărul este că păcatul întinează totul în jur. The truth is that sin taints everything around us. Corupe totul în jur. It corrupts everything around us. Ne aduce într-o stare și într-o situație în care nici măcar nu vrem să vorbim despre ce ni s-a întâmplat. It causes us to go into the state where we don't even want to speak about what happened. Atât de adâncă este durerea, atât de adâncă este suferința, încât nici măcar nu vrem să vorbim despre ea. The pain and the suffering are so deep that we don't even want to speak about them. Și cu toate acestea nu ieșim din acea relația abuzivă. Yet we can't leave that abusive relationship. Știm, de exemplu, că geabul acela
neglijează familia și că este numai o chestiune de timp când familia o să arate toate semnele posibile de abuz și de suferință, pentru că tu îți iubești jobul mai mult decât familia. You know, for instance, that that job causes you to neglect your family, and it's only a matter of time before your family shows these signs of neglect. Îți iubești prietenii, grupul ăla de prieteni, mai mult decât familia, mai mult decât soția și copiii. You love that group of friends more than you love your wife, a husband, or your children. Știi că nu face bine. You know that it's not good. Și totuși te mai duci încă o dată cu ei. And yet you still go out with them. Deschizi computerul, te uiți unde nu trebuie, știi că nu face bine și totuși continui să trăiești în mizeria asta. You turn on the computer, you look where you're not supposed to, and still you continue, you know it's not good, and you still continue to live in this. Și aici intră toată gama de adicție. And this is the whole gamut of addictions. Nu e timpul acum și nu vreau să transform mesajul într-un fel de analiză psihologică sau sociopsihologică, dar vă dau doar un hint și un clou care intenționez să fie în măsură să vă alarmeze suficient. I don't have the time or the intent today to go and do a psychological analysis, but I just want to give you a taste of what happens. Video game-ul, de exemplu, the video games, for example, produce în brain reacția de dependență. They produce in the brain this reaction of dependence. Neuronii care elimină și care release o anumită substanță care este adictivă pentru brain și pentru organism. The neurons that release a substance that becomes addictive for the system, for your body. Exact. Experiența aceea se întâmplă când omul este la video game. It's the same experience that happens when somebody's playing a Copilul video game. Copilul este la video game. When a child is playing a video game. Soțul vine de la lucru și se duce pe couch și se duce la video game. The husband comes home from work and sits on the couch and plays video games. Și este exact aceeași reacție în brainul lui care se întâmplă la pornografie sau la drog sau la alcohol. And it's the same reaction that happens in their brains when it's pornography or drugs or alcohol. Creează dependență. It creates dependence. Te ține rob. Keeps you a slave. Și îți distruge relația. Destroys îți your relationship. Familia. Destroys your family. Îți distruge soția și copiii. Destroys your wife and tu kids. Tu vezi cu ochii cum se năruie. You see with your eyes how. Totuși nu ești de acolo. You see with your eyes how things are being destroyed and you still can't leave that. Scopul lui Dumnezeu este să evalueze corect și deplin situația. The purpose of God is to evaluate the situation correctly and exact fully. Exact aceasta este situația în Israel. This is the exact situation in Israel. Știți, evreii se întâlneau și discutau, ai auzit de familia asta lui Osea? You know, the Jews would come together and they would discuss, have you heard about the family of Hosea? Seama, Gomer a plecat din nou. Can you believe it? Gomer left them again. Îți dai seama ce femeie. Can you believe what kind of a woman she Copiii is? Copiii au rămas fără mamă. Those children left without a mother. Dar și mai șocant, îți dai seama ce nebun e ăsta? But it's even more shocking. Do you realize what kind of a crazy man this is? Am auzit că iar s-a dus după ea. I heard that he went Am auzit after că her iar again. S-a dus în mizeria aia acolo unde sunt ultimii oameni. That he went into that filth again, there where the lowest of the people are. Am auzit că s-a dus acolo și nu s-a dus să se distreze, s-a dus să o cumpere, să o scoată de acolo. And îți dai seama. I heard that he didn't go there to have a good time, but he went to buy her and to save her from there. Asta era în discuția evreilor. This was a discussion that Dimineața Israelites când having. Își beau cafeaua sau seara când își beau ceaiul sau când discutau la small talk. In the morning when they drink their coffee or they drink their tea when they have small talk. Dar de fapt Dumnezeu întorcea oglinda spre ei și zicea asta e povestea voastră. But what God was doing was he was turning the mirror towards them and saying this is your story. Vreau să vedeți că asta e povestea voastră. I want you to see that this is your story. Nu e vorba de Osea și Gomer. It's not a question about Hosea and Gomer. E vorba de Dumnezeu și Israel. But about God and Israel. E vorba de voi. It's about you. Relația voastră cu Dumnezeu. Your relationship Relația to God. Relația voastră cu închinarea adevărată față de Dumnezeu. Your relationship and true worship of God. Apoi Dumnezeu face al doilea lucru. Then God does the second thing. Ia măsuri de recuperare. He takes measures to recuperate. Versetul 2 spune foarte clar ce măsuri ia Dumnezeu pentru salvarea și pentru recuperarea lui Israel. And exact ce trebuie să facă Osea față de
Gomer. Verse 2 lays out exactly the steps God takes to recover and to save Israel and the steps that Hosea needs to recover Gomer. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. So I bought her for 15 shekels of silver and 5 bushels of barley. Versetul 4. Versetul 3, versetul 2 și 3. Și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. And verse 3 says, I said to her, you must live with me for many days. Don't be promiscuous or belong to any other man, and I will act the same toward you. Dumnezeu face un plan de salvare, un plan de recuperare, un plan de mântuire. God lays out a plan of salvation, recuperation, recovery. Dar în dragostea lui Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. But in God's love, he is also a jealous God. Și îi spune lui Israel, prin această parabolă, Osea și Gomer, îi spune lui Israel, vreau să te rup total de idoli. And he says to Israel, through this parable of Gomer and Hosea, he says to Israel, I want to break you away from idols completely. Te duci și o scoți de acolo. You go there and you take her out. Te duci și plătești prețul care i-l-a pus ibovnicul. You go there and you pay the price for her, whatever her lover charges. Acești 15 shekels era prețul Gomerei, prețul femeii. These 15 shekels was the price for Gomer, for this woman. E un preț pe care i-l-a pus iubitul ei. A price that her lover set for her. În contextul istoric și social economic de atunci era un preț de nimic. In the social and historical context of that time, this price was nothing. Cineva trebuie să plătească pentru asta. Somebody needs to pay for this. Și Dumnezeu spune lui Israel, sunt dispus să plătesc. And God tells to Israel, I am ready to pay for you. Sunt dispus să cobor acolo în mizeria aceea, în gunoiul acela și de acolo să o scot afară. I'm ready to go down into that filth, into that dirtiness and to take her out. Ceea ce trebuie să facă Osea este de fapt ceea ce face Dumnezeu. And what Hosea needs to do is exactly what God does. Osea nu face altceva ca profeta lui Dumnezeu decât să-l imite pe Dumnezeu pas cu pas. Hosea as a prophet of God does nothing other than imitating God step by step. Te duci din nou, o cauți din nou, o cumperi, indiferent care e prețul, o scoți de acolo. You go again, you look for her again, you buy her, you take her out of that life. Dumnezeu ia măsuri de salvare, de recuperare. God takes measures of salvation, of recovery. Dar apoi în al treilea rând, o să observăm că Dumnezeu ia măsuri de restricție, măsuri de disciplină. Și asta e ce nu înțelegem noi. But the third point is that God also takes measures to restrict and to discipline, and this is something we don't understand. Aici vine versetul 3 și 4. Verses 3 and 4. Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine, căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. You must live with me for many days. Don't be promiscuous or belong to any other man, and I will act the same way toward you. For the Israelites must live many days without a king or prince, without sacrifice or sacred pillar, and without ephod or household idols. Este ca și cum ai spune, te scop de acolo, din mizeria aceea. It's as if you would say, I'm going to take you out of that filth. Dar condiția este, nu mai poți să ai nicio relație cu străinii. But the condition is, you can't have any other relationship with nici these people. Nici eu n-am să am nicio relație cu tine. And I won't have a relationship with nu you. Nu înseamnă că mă șterg la gură, nu s-a întâmplat nimic și începem totul de la zero, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. It doesn't mean that we start from the beginning and we pretend like nothing happened. Zice, te scot de acolo, plătesc prețul pentru tine, tu complet nu mai poți să ai relații cu niciun străin și până când inima ta ajunge în relație bună și corectă și cinstită cu Dumnezeu, respectiv cu Osea în cazul Gomerei, atunci putem să reîncepem viața noastră conjugală, viața noastră de familie. He says, I will pay the price, I will take you out of there, but until your heart is again right with God, in this case right with Hosea in this situation. Nu va fi nicio intimitate între noi până când inima ta pocăită, inima ta transformată, inima ta schimbată nu va ajunge să fie așa cum trebuie în relația ei cu Dumnezeu.
Only then can we begin our life as husband and wife again, once your heart is right, once your heart is changed, once your heart is transformed. Și ca să înțelegem despre ce e vorba, imediat profetul spune, ăsta e Israel. Așa va fi Israel. And to understand what the prophet is saying, he immediately declares, this is Israel, this is what Israel is doing. Tratamentul lui Dumnezeu înseamnă disciplină dură a lui Dumnezeu. The treatment of God implies severity. O dragoste, cum se spune în limba engleză, tough love, este o dragoste, este dragoste, nu înseamnă că dacă este disciplină, nu mai este dragoste, cum nu înțelege Bar Nevernetul ăsta, că dacă dai o nuia la fundul copilului sau îl urechezi puțin, gata, l-ai abuzat pentru viață. Cred că mai grav și mai serios abuz și damage spiritual și fizic și emoțional se face asupra copilului atunci când îl smulgi din brațele părintelui și din familia lui. There is such a thing as tough love, and just because there's discipline doesn't mean there is no love. And just like this Barnarvet doesn't understand that when you discipline a child, you're not abusing them necessarily, but it's showing love to discipline. Ce spune Dumnezeul lui Israel, ce spune Osia lui Gomer, este va fi o perioadă de detoxificare. What God says to Israel, as Hosea says it to Gomer, is that there will be a period of detoxification. O perioadă de curățire. A period of cleansing. O perioadă de restaurare. A period of restoration. Și că tratamentul acesta dur cum este el, este necesar și este un semn al dragostei. And that this treatment of tough love is necessary and it's a sign of love. Am să-i las într-o țară străină 70 de ani, spune Dumnezeu. I will leave them in a foreign land for 70 years. Disciplinarea și tratamentul lui Israel va dura 70 de ani. The discipline and treatment of Israel will take 70 years. Nu putea Dumnezeu să bată din palme să spună gata cu idolii. Gata, aveți o inimă nouă, v-ați schimbat, sunteți alții. Couldn't God just clap his hands and say, that's it, it's over with the idols, your hearts are changed right now. Totuși Dumnezeu spune, 70 de ani am să vă bag în această detoxifiere, în această curățire și am să vă scot idolii din cap, am să vă scot idolii din inimă, am să vă curăț. 70 de ani trebuie pentru asta. Instead, God says it's going to take 70 years for this plan to work, to take the idols out of your heart and out of your mind. N-o să mai aveți țară, n-o să mai aveți templu, n-o să mai aveți închinare, n-o să mai aveți slujbă de duminica dimineața, duminica seara, joia, cum anunțăm noi. Toate astea n-o să le mai aveți, dar vă pun într-un tratament foarte dur, pentru că numai așa puteți fi curățiți. You won't have a country, you won't have a temple anymore, you won't have your Sunday morning and Sunday evening services, your Thursday services as we announce over and over, because I'm going to put you in this treatment of tough love that's going to last 70 years. Asta face parte din procesul de disciplină, asta face parte din expresia dragostei lui Dumnezeu. This is part of the process of discipline as it is the expression of God's love. Așa face Dumnezeu ca să vindece pe cineva. This is what God does to heal others. Nu înseamnă că aplicăm un har ieftin, nu s-a întâmplat nimic, totul se rezolvă într-o oră și suntem înapoi ca și cum nimic nu s-a întâmplat. It doesn't mean that we apply a cheap grace where we pretend like nothing happened, everything's going to be solved in one hour and then we move forward. Trebuie pocăință. We need repentance. Trebuie viața transformată. We need our lives transformed. Trebuie curățirea aceasta. We need cleansing. Trebuie detoxifierea aceasta de păcat. We need to be detoxified of sin. Și apoi vine partea cea mai frumoasă, sigur, care e mai relaxantă puțin, versetul 5. And then of course we come to the most beautiful part, verse 5. După aceea, după 70 de ani, după aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Afterward, after the 70 years of detoxification, the people of Israel will return and seek the Lord their God and David their king. They will come with awe to the Lord and to his goodness in the last days. Totdeauna când vorbește Dumnezeu de David, vorbește despre coroana cea mai frumoasă din istoria lui Israel, când Israel a fost unit, când Israel a fost în închinare, când Israel a fost într-o perioadă de ascensiune și de foarte, foarte sănătoasă stare duhovnicească.
Whenever God speaks of David, he speaks about the peak of the kingdom of Israel, when the two kingdoms were united, when the two kingdoms were growing, when the people were together. Pasajul acesta are și o notă mesianică. And this passage has a messianic note as well. Știm cum îl strigau orbi, știm cum îl strigau leproșii, știm cum îl strigau necăjiții de pe marginea drumului. We know how the leprous would call for him. We know how the blind would call for him from the side of the road. Iisuse, Jesus, Fiul lui David. Son of David. El e cel care a venit să ne plătească, să ne răscumpere. He's the one who came to pay the price for us. Dar a venit să pună profund și adânc în noi Duh de pocăință. But he also came to put deep within us the spirit Evanghelia of repentance. Evanghelia nu spune nicăieri că e ok, că Domnul te primește așa cum ești, ești ok. Asta a înțeles americanii și în prosperity gospel, asta este foarte fals înțeles. This is nowhere does it say that everything is okay and you're okay and the way that the prosperity gospel understands the Dumnezeu te race. Cheamă așa cum ești. God calls you the way that you are. Te ia în brațe așa cum ești. He takes you in his arms the way that you Dar are. După ce ai ajuns în brațele lui. But once you've gotten there. Urmează descălțarea, urmează dezbrăcarea, urmează înfierea, urmează pocăința, urmează nașterea din nou. Urmează altă identitate, urmează schimbare radicală. There's that process of change, of transformation, of being adopted as the son or daughter of God, that complete transformation. Dimineața aceea când a venit la Iordan, când a venit la Ioan Botezătorul. In that day when he came up to the Jordan to John the Baptist. Ioan capitolul 1, probabil versetul 29. John chapter 1 verse 29. Ioan a zis: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." John said, "Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world." Iată cine plătește prețul. Look, this is the one who will pay the price. Dar nu puteți să vă apropiați de el decât prin pocăință. But you can't come near him except through repentance. Decât prin întoarcerea de la idoli. Except by turning away from idols. Întoarcerea de la păcat. Turning away from sin. Întoarcerea de la orice viață dublă. Turning away from any kind of double life. Așa că dacă soțul tău sau soția ta sau copilul tău sau părintele tău te-a trădat. So if your husband, your wife, your children, your parents have betrayed you. Dumnezeu are leac. God has a cure. Și leacul se numește Iisus Hristos. And the cure is Jesus Christ. Dar trebuie să venim la el cu pocăință. But we need to come to him with repentance. Trebuie să venim la el cu iertare. We need to come to him with forgiveness. Când zice du-te din nou, te vei duce din nou, dar te vei duce de ce? Și ce vei urmări atunci când te duci? Te duci ca să o recuperezi pe Gomer sau te duci ca să îi aduci aminte, să vezi dacă să nu cumva să uite din ce mizerie ai scos-o. God says you will go again, but why? Are you going to go to recover, to save Gomer, or are you going to go to remind her of the things that she put you through? Închei cu Matei 18. We'll close with Matthew 18. Când vorbește despre iertarea păcatelor. When he speaks about forgiveness of sins. Audiența nu poate pricepe. The crowd can't understand. Audiența e tare la cerbice când e vorba de iertare. The crowd is hard-headed and doesn't vorba understand. De restaurare. When it's when the subject is salvation and forgiveness. Audiența preferă compromisul. The crowd prefers compromise. Audiența preferă respingerea totală. The crowd prefers rejection. Sau preferă revenge-ul, preferă răzbunarea. Da, te primesc, nu mă despart de tine, dar plătești. Toată viața ta ai să plătești. Și îți fac viața un hell. Or the crowd prefers revenge. I'll accept you, I'll forgive you, but I will remind you the whole rest of your life. I'll make your life a living hell. Atunci Domnul Iisus, ca să priceapă ei ce înseamnă iertarea, Matei 18. That's when God speaks in order for them to understand what forgiveness means. Le spune pilda celor doi datornici. And he gives them this parable of the two people who were indebted. Ca să înțeleagă cui s-a iertat mult. To understand that he who was given more iubește mult. Will love more. Trăiește pocăința zi de zi. They will live that salvation Trăiește metanoia zi de zi. They will live metanoia Trăiește transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu o produce în viața ta zi de zi. They live out the transformation that the Spirit of God does day by day. Așa că oricât de rănit ai fi, so no matter how hurt ca soție, you might be, ca soț, ca tată, ca mamă sau ca și copil. As a wife or as a husband, as a parent or as a child. În această dimineață
Vă invităm să privim la Hristos. This morning I invite you to look to Christ. Să privim la Calvar. Let's look to Calvary. Să privim la mielul lui Dumnezeu. Let's look to the Lamb of God. Să privim la rădăcina lui David. Look to the root of David. Să privim că numai prin pocăință. And to see that only through repentance. Să privim că harul e harul care nu doar acoperă, ci transformă. To see that grace doesn't only cover, but it transforms. Să nu uităm niciun pic că Osea îl reprezintă pe Dumnezeu. To never forget that Hosea represents God. Și Gomer o reprezintă pe Israel. And Gomer represents Israel. Dar până când vorbim de Israel, suntem okay. But as long as we speak about Israel, we're fine. Asta ar fi bună pentru evrei. Poate că a mers difuzorul afară și au auzit și ei. This would be good for the Jews. Maybe the speakers made them hear outside. Este pentru noi. But it's for us. Este pentru mine. It's for me. Este pentru tine. It's for you. Este pentru fiecare din noi. It's for all of us. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. God wants us with jealousy for himself. Că-s banii, că-i frumusețea, că-i averea, că-i jobul, că-i un addiction care te-a prins, nu contează care este. Dumnezeu vrea să te smulgă de acolo și spune gata, nu mai ai nicio relație cu străinii. God wants you to save you from that situation, whatever it may be, to say, done, it's done, it's vreau over. Vreau să fii numai a mea. I want you to be for me alone. Am să te bag într-un program de detoxifiere. I'm going to put you through this process of detoxification. O să fie dur, o să te doară, n-o să-ți placă. It's going to hurt, you're not going to like it. Dar vreau să știi că tot ce fac este dragoste. But I want you to know that everything I do is out of love. Pentru că nu doar te primesc în brațele mele așa cum ești. Because I can't just accept you the way you are. Pot să te fac o făptură nouă. I can make you a new creation. O făptură nouă. A new creation. O făptură nouă. A new creation. Let's stand.